localitate componentă Comunei Peștișani, Brădiceniul a fost atestat la prima atestare documentară în urmă cu 500 de ani, în urmă cu 300 de ani era oraș târg, în urmă cu 100 de ani era capitală de plasă. Deci aici chiar este foarte multă istorie și a avut o mare însemnătate în Gorj și în Oltenia din punct de vedere administrativ. Unele le-am vorbit și aseară. Nu vreau să ne întindem foarte mult. Vă mulțumim că ați venit lângă noi. Mulțumim domnului senator Căciumaru, domnului prefect, domnului inspector general Ișvan, domnului vicepreședinte Nichifor, domnul vicepreședinte Ninel Muja și celorlalți, domnul viceprimar Adrian Tudor, domnilor ambasadori, că ne-au onorat cu prezența tuturor participanților la sele la Brădiceni, pentru că am organizat 500 de ani de Brădiceni în acea zi în care, de 22 de ani, aici se desfășoară un eveniment deosebit, Atelier Național de Poezie, Serile la Brădiceni. Împreună cu doamna Bratu și cu doamna Cepoi, an de an, aici s-a dezvoltat miezul poeziei de la acest... Și am pornit anul acesta de la acest stejar, care a fost neglijat până acum, care este un simbol al neatârnării, al eroismului locuitorilor acestor zone. Chiar scrie aici pe placă și l-am invitat și pe prietenul meu, Rumică Bâldea, aici, pentru că spune clar că a dus din Dumbrava Perilor, unde cu 125 de ani, fiii satelor Brădiceni, Boașca, Frâncești, Peștișani, Hobița și Telești se jerfiseră pentru alungarea cotropilitorilor austrieci și a fost plantat pe locul unde eroii noștri fusese rământați spre a-și dormi în pace somnul veșnic. Deci noi aici suntem o comunitate, toți, ca și primari, ca și localități, luptăm toți unul pentru altul și este foarte important pentru dezvoltarea zonei. Vă mulțumesc că sunteți alături de noi la această sărbătoare și îl rog pe domnul Costel Mercioiu să citească scrisul, s-a dus să-l ia. Îi dau cuvântul domnului general de brigadă în rezervă, Constantin Codiță. Domnule primar, mulțumesc și vă mulțumesc pentru că ați organizat o astfel de manifestare. Este pentru prima dată când la Brădiceni se organizează o manifestare de acest nivel. Deja ați anunțat o parte din oamenii care participă la această manifestare de suflet a noastră. Vreau să vă mai spun că sunt prezenți aici o seamă de scriitori, oameni de cultură importanți, participanți la Atelierul Național de Poezie, Serile la Brădiceni. Este prezent domnul Vasile Fuiora, președintele filialei județene a artiștilor plastici. Îmi face o deosebită plăcere să-l invit alături de noi să ne spună câteva cuvinte despre un moment foarte important al istoriei noastre naționale, pe domnul profesor Gheorghe Nichifor, istoric de mare clasă, vicepreședinte al Consiliului Județean Gorj. Domnule vicepreședinte, domnule profesor, aveți microfonul. Dați-i răgazul un pic domnului... Eu o să predau istoria domnului Mercioiu. O să predau documentul. Da. Hai să vă ajutăm. Da. Da. Hai să am alergat, că lăsasem mașina, nu știam că începe cu mine. Vrei să ținem noi? Da. Atențiune! Vă rog să vă ridicați că se citește decretul domnesc, cum s-ar zice acum prezidențial, atunci era ucaz al domnului și al tuturor boierilor mari, o să vedeți. Nu citesc tot, dar milostiu Ambojiu, Ioba Saraba Voievoda, gospodin Vasei Zemli Ugro
Vlahiskoj, Vlahiskoj, sunt pred Dobrovo, i velikovo Basarava voievod. Deci prin mila Domnului, eu Basarava voievod și domn al întregii țări a Ungro-Vlahiei, cum se numea atunci denumirea oficială, era Vlahia dinspre Ungaria. Fiul prea bunului și marelui Basarab voievod. Și dă acesta. Bun, nu, în românește ce timp mai. Dă domnia mea această poruncă a domniei mele lui Datco cu fiii și fiicele, cât îi va da Dumnezeu și cu fratele său Mihail, pentru că au cumpărat de la Fiat jumătate din Bereș, partea Stănislavsi și Ure și partea din Buestru pentru 30 de florini. Și iar a cumpărat Dumitru cu frații săi și Stan cu frații săi ocină din Bereș de la Fiat, iarăși pentru 30 de florini, pentru că s-a întocmit, așa s-au tocmit, așa e traducerea mai corectă, s-au tocmit, cum a rămas cuvântul și acum, cu ceata sa, atunci drujina, fiecare își avea ceata asta de la slav dinainte, cu mult înainte de a veni acolo, rămânsese fiecare, de fapt, era și un conducător militar. Deci ăștia erau boieri din ăștia luptători. Pentru că s-a întomit Fiat cu ceata sa, fiindcă a avut Fiat cinci părți, din peștișanii de jos și peștișanii de sus, cinci părți din peștișanii de jos, cinci părți din peștișanii de sus și cinci părți din Ohabița, de Hobița. Astfel a lăsat acele trei părți din acele trei sate cetei sale și a vândut fiat acestor oameni pentru 60 de florini. Și iar a avut Datco cu fratele său Mihail, o cină veche, și din Berești, a patra parte, tot cu frații săi. Și iar a cumpărat Datco și fratele său Mihail și Tatul și Romanul din Brădiceni. Și iarăși a cumpărat Datco singur partea lui Drăgoiu și a lui Stan din Brădiceni. Deci reținem că erau, dacă era... se dădea un ocaz domnesc, nu erau țărani, moșneni, așa, erau boieri. Deci erau din aceștia care, nume care acum nu se mai poartă, dar și în final, să zicem, zvedetili gospodi mii, eu, domnul, jupân, cei care au fost martori, jupân Barbu Ban Kralevski al Craiovei, și jupân Calotă Veliki Dvornic, mare dvornic, și jupân Harvat, Veliki Logomarele Logofăță, sărea comandantul armate, și Harvat avea aici rude și aici așa cam trăit viața în zona noastră, Iradul Spătar, Dumitru Vistiernic și Drăghici Paharnic, Hamza Comis, Jitian Stolnic, Badea și Neagoie, Velichii Stratornici. Dat eu Basarab voievod, milostia Božia, gospodina. La 30 aprilie 1518. Deci asta este la 30 aprilie 1518. Deci o primă menționare și bine că noi am existat dinainte, nu de atunci, și nu neapărat aici în Brădiceni, nu neapărat în vatra asta, poate mai încolo, poate mai încoace, dar toți țăranii și strămoșii noștri în zonele astea s-au învârtit și din Neolitic, poate noi avem vești din, de la așa urmă, urme arheologice, de culturile acelea de Boian, Vădastra, Gârla Mare, toate care însă au fost aproape de noi și pe semne că au fost și la noi. Mai avem la Brădiceni în secolul XIX, au mai găsit monede romane și alte vestigii romane, deci continuitatea nu este de 500, poate că este de 5.000 de ani și de fapt acesta este cuvântul cu care să plecăm, zic eu, de aici, de la această sărbătoare. Continuitate. Așa să ne ajute Dumnezeu. Da, eu aș adăuga la continuitate și unitate, pentru ca să intru în tema noastră. Domnul general făcea aici
o prezentare care ducea la momentul cel mai important pe care noi îl sărbătorim anul acesta, și anume centenarul Marii Uniri. Prin urmare, un semicentenar al unei localități, o atestare documentară de 500 de ani, trece aici la Brădiceni, printr-un centenar, sărbătoarea Marii Uniri Românești. Nu o să insist foarte mult asupra acestui moment, dar mă simt dator să o fac, că în opinia mea și nu numai a mea, cea mai mare sărbătoare a poporului român, cel mai important eveniment, este firește Marea Unire din 1918. Că aceasta a devenit practică acum în 1918 este incontestabil. Ce s-a întâmplat înainte însă este încă prilej de mare discuție. Pentru că a fost un antemergător numit foarte frumos Viteazul, este vorba de Mihai Viteazul, care a trecut și pe la noi, pentru că a fost o generație a pașoptiștilor care a visat la Marea Unire, pentru că a fost un Alexandru Ioan Cuza care a pus piciorul în prag și a unit țara românească cu Moldova, apoi a fost un Carol care a obținut neatârnarea și vorbea aici foarte frumos domnul primar despre acest stejar pe care l-a denumit și al neatârnării. E impresionant este lucrul acesta când îl privim, parcă vedem istoria acestui neam lângă noi. Pentru că a fost generația războiului de reîntregire națională care a făcut România mare. Și mă uitam aici la domnul ambasador de la Belarus, când se citea un document în limba slavonă, dumnealui este mai accesibilă decât nouă. Asemenea, documente sunt extrem de numeroase și avem bucuria ca între înaintașii noștri să existe un Alexandru Ștefulescu care a publicat o mulțime de documente slave și slavo-române și cirilice. Toate acestea demonstrează ceea ce spunea antevorbitorul meu, continuitatea, iar ceea ce vă spun eu demonstrează unitatea. Ce s-a întâmplat după 1918? Știm cu toții, un tragic an, 1940, ne-a smuls o mare parte din teritoriile românești în favoarea Ungariei, Bulgariei și Uniunii Sovietice. După conferința de pace de la Paris de după al doilea război mondial, o parte din aceste teritorii au rămas în afara granițelor noastre firești, motiv pentru care în clipa când noi vorbim de Marea Unire, nu putem să nu ne gândim și la românii de peste Prut, nu putem să nu ne gândim și la românii din Ceremuș, din Banatul, din Bucovina, din Maramureșul istoric, de pe Valea Timocului, din sudul Dunării și așa mai departe. Românimea este mare, este puternică, din nefericire însă, așa cum știți, trăim vremuri pe care le-am trăit de multe ori în această istorie, dezbinarea lasă de multe ori, ia de multe ori locul unității. Prin urmare, mesajul de la acest eveniment foarte frumos pe care dumneavoastră îl sărbătoriți împreună cu poeții, cu serile la Brădiceni, nu poate să ne lase decât un sentiment că încet, încet începem să ne regăsim și în anul centenar putem să organizăm asemenea manifestări. Brădicenul este o gazdă admirabilă. Un cuvânt v-aș mai spune. Să știți că există ipoteza unui Brădiceni reședința județului Jaleș. Sunt mai multe ipoteze și Brădicenul este în această situație. Multe felicitări celor care au organizat acest eveniment. Multe felicitări din partea Consiliului Județean celor care sunteți aici prezenți și onorați această localitate prin existența dumneavoastră fizică și sunt convins și spirituală aici la noi, la Brădiceni. Mulțumesc mult eu dumneavoastră pentru atenția pe care mi-ați acordat-o cele câteva minute și mai dați-mi voie să mai fac un gest. Este aici semicentenarul George Drăghescu? Este aici? George Drăghescu, poftiți lângă noi. George Drăghescu, da. A roșit tot.
Proiectul lui George Drăghescu la acest aniversar 50 pentru promovarea culturii gorjene din partea Consiliului Județean Gorj. Mulțumim pentru tot ceea ce faci în slujba spiritualității Gorjului. Mulțumesc mult! La mulți ani! La mulți ani și toate cele bune! Domnule profesor, nu plecați, pentru că vreau să vă mai rog ceva. Dumneavoastră îmi povesteați așa, într-una din discuțiile noastre legate de muzeul pe care vrem să-l edificăm la Târgu Jiu, că la Alba Iulia a fost și un gorjan care a avut oarește sarcini legate de ordinea publică. Vă rog să spuneți câteva cuvinte despre acest gorjan. Este vorba însă de Alba Iulia... În mâna cealaltă microfon. Este vorba de Alba Iulia anului 1922. Nu 1 decembrie. Și este aici omul care a scris pentru prima dată despre acest lucru, se numește Ion Popescu Brădiceni. El a scris despre prezența comisarului Negomireanu la încoronarea perechii regale de la Alba Iulia. Două, trei elemente aș vrea să le știți. Negomireanu a condus atunci câteva sute de agenți deghizați care s-au aflat în mijlocul celor care participau la momentul încoronării pentru, cum se face și acum, pentru a-i studia pe participanți și a se putea interveni în caz că se întâmplă ceva deosebit. Este foarte clar că lui Negomireanu, comisarului Negomireanu, care nici n-a mai stat în poliția de la Gorj după aceea, întrucât a fost avansat, comisarului Negomireanu îi se recunoșteau meritele deosebite în ceea ce privește profesionalismul său. Mulțumesc pentru că mi-ați adus aminte de acest eveniment. Se află și în cartea despre Regina Maria pe care am scos-o și pe care o reeditez în această toamnă, mult dezvoltat. O să vedeți, poate facem un eveniment împreună. Vă mulțumesc și vă felicit pentru ceea ce faceți pentru cultura gorjană și nu numai. Vorbind despre acest comisar cu rol în unirea de la 1918 și evenimentele ulterioare, vorbind despre acest comisar, mi-a venit în minte un alt eveniment pe care l-am început cu domnul fost primar Florin Cârciumaru, actual senator. Domnia sa a avut curajul până la urmă, că este un curaj, să atribuie Asociației Rezerviștilor din Poliție un imobil în municipiul Târgu Jiu, unde ne-am propus să înființăm un centru de cultură și un muzeu care se va chema Vasile Lascăr, originar din Gorj, ministru de interne, reformator al administrației. Vă mulțumesc, domnule fost primar, actual senator, și vă rog să veniți lângă noi să ne spuneți câteva cuvinte legate de acest eveniment de astăzi. Doamnelor și domnilor, domnule prefect, stimați invitați, eu nu pot decât să vă felicit pentru acest eveniment, să-l felicităm pe domnul primar pentru ceea ce face în domeniul cultural. Din informațiile pe care le am eu, din constatările dumneavoastră, s-a văzut și se vede că la Peștișani s-a schimbat ceva. Și acest ceva s-a schimbat în bine. Noi trebuie să fim lângă Consiliul Local. Noi trebuie să fim lângă domnul primar, ca parlamentar, ca autorități județene, ca împreună să facem din comuna Peștișani o comună bine organizată, dezvoltată, să facem cinste, practic, celui care a plecat de aici, cu care toți ne bucurăm de fiecare dată. Este vorba de satul Hobița, este vorba de Constantin Brâncuș. Despre importanța evenimentului de astăzi,
au vorbit oamenii de specialitate. Eu nu pot decât, în calitatea mea de parlamentar, să vă asigur pe